Edilul municipiului Drobeta Turnu Severin a început de astăzi dezinsecția în pădurea Crihala din orașul nostru, un loc unde mulți severineni își petrec timpul liber și se bucură de liniște. Începem o acțiune în tot orașul, începem cu pădurea, la nivel de parcuri, zonele verzi, da? Iar de săptămâna viitoare începem în tot orașul cu avionul. Da, duminică seara sau luni dimineața avionul e aici. Da, să luați toate măsurile, să anunțați cei cu albinele, care au crescătorii de albine. Da. O să avem săptămâna viitoare activitate. Iar la nivel de parcuri, de sol, intrăm de fapt în zonele acestea verzi, populate, pădurea, parcurile unde și cele mari și cele mici, da, unde merg oamenii, doar plimbările. De astăzi, primăria municipiului Drobeta Turnu Severin a început dezinsecția spațiilor verzi, a parcurilor, pădurilor și a zonelor intens frecventate de cetățeni, inclusiv locurile de joacă pentru cei mici. În aceste zile va demara procesul de pulverizare la nivelul solului contra căpușelor, țânțarilor și altor insecte. Începem de astăzi o activitate, o acțiune de combatere a dăunătorilor și, în primul rând, cei care îi găsim prin zonele circulabile, parcuri, locuri de joacă, pădurea, unde suntem și în acest moment, într-adevăr, căpușe, țânțari, muște, toți dăunătorii ăștia mici care ne creează un disconfort. Iar de săptămâna viitoare vom începe combaterea avio în tot orașul. Vom stropi pentru țânțari cu avionul, așa cum am făcut-o în fiecare an, dar în acest an dublăm și la nivelul solului în zonele circulate. Este important că aceste substanțe sunt dăunătoare doar pentru ce vă spuneam mai devreme, iar pentru micile animăluțe nu sunt dăunătoare. De dimineață am văzut un arici aici la pădure. M-am bucurat, asta înseamnă că solul e sănătos, atât timp cât genul acesta de animale trăiesc, înseamnă că trăim într-un oraș curat, într-un oraș cu deschidere pentru zona aceasta bio. Tot în aceste zile este tunsă și iarba din zonele aleilor și a căilor de acces, oferind posibilitatea ca iubitorii de animale și nu numai să se poată bucura în siguranță de spațiul verde. Am tuns la pădure, e adevărat, nu în toată pădurea și nici nu e normal, pentru că pădurea are rolul ei, dar căile de acces, aleile, aleea cea mare care înconjoară pădurea, în jurul lor este tăiată iarba, tocmai să oferim severinilor posibilitatea să se plimbe, inclusiv pe iarbă. Aici nu este interzis să te plimbi inclusiv pe iarbă, iar animalele de companie, căței în general, le dăm voie să se plimbe prin pădure și să se și joace în pădure. Pădurea este o bucurie pentru noi, pentru severineni, și eu personal am făcut și fac eforturi să o mențin curată, în fiecare dimineață sunt echipe ce fac curățenie, vreau să o mențin curată, să o mențin plăcută pentru a ne putea plimba. Inclusiv eu merg seara de foarte multe ori la pădure și mă întâlnesc cu, nu vă exagerez, poate sunt sute de severineni ce vin, se plimbă de dimineața până seara. De asemenea, de săptămâna viitoare va începe și stropirea pe calea aeriană cu substanțe împotriva țânțarilor.